Bună ziua, le avem aici alături de noi pe fetele din Republica Moldova, pe Zainchenko Alexandra și Medvecova Vlada. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi cum, dacă este prima dată când veniți în Curtea de Argeș și cum vi se pare? Da, noi suntem prima dată în Curtea de Argeș și ne-a plăcut foarte mult acest turneu. Mie la tot. Asta e prima dată când eu sunt aici și îmi place acest oraș și baza asta. Tot. Spuneți-mi cum a fost cea de-a doua zi de concurs aici la European Summer Cups and Girls Under 16. Această ziua a fost foarte grea. Noi am pierdut la Bulgaria, dar cred că anul 2015 noi câștigăm pe ei. Și pentru mine tot. A fost foarte grea, deci astăzi e ziua mea și eu am jucat doar dublu și n-am jucat prea bine. Să spunem, noi îți urăm la mulți ani și tot ce-ți dorești și să ai ocazia să câștigi un turneu de acest gen la anul aici, la Curtea de Argeș. Spuneți-mi, cine credeți că va câștiga acest turneu? Îmi pare că va câștiga echipa din Slovacia, deoarece toate fetele sunt bune la echipa ei și cea mai bună pentru mine este Kuzmova. Îmi pare că ea este cea mai bun jucător la turneul acesta. Da. Și pentru tine? Eu tot cred că Slovacia va câștiga acest turneu. Și ai o jucătoare favorită de la ei? Mi-a plăcut foarte mult Tereza Mihalikova. De ce? Deci joacă foarte interesant și magai. Ea este foarte, foarte bun jucător pentru noi. Ea are servire bună, ea este foarte interesantă. Ca jucător. Ce urmează după acest turneu pentru voi? Noi dorim să odihnim câteva deci zile. Avem 5 zile de odihnire și avem un ITF în Republica Moldova, deci jucăm. Noi vă urăm baftă și să ne vedem la anul cu mai multă forță.